Salutare abonații mei, vă salut elefanților, vă pup, mi-a fost foarte dor de voi. O să vă spun exact de ce am avut această pauză și cum să faceți și voi ceea ce am făcut eu în această pagină. E vorba de un studio video. Am să vă arăt în episodul următor exact cum am făcut. Eu am de fapt o croma verde, croma aceasta de pe spate care e galbenă, e și cu o vopsea, tipul de vopsea, încă n-am să fac reclamă, dar voi face în episodul următor. Poate unii dintre voi își doresc să aibă acest tip de studio. Am să vă spun și ce lumini folosesc, și cum să montați camera cu care filmați, și ce distanță să păstrați față de perete să nu se vadă umbre. Vedeți, da? Așa, în spatele meu se vede total galben. O să spuneți, mamă, ce cromă, la croma asta e undeva la 3 milioane, doar că eu am făcut-o altfel, cu cap. Și am să vă spun imediat. Mi-a fost foarte dor de voi și îmi pare rău că nu am mai postat de 5-6 zile, chiar aproape o săptămână, deși că nu cred că e o săptămână. Dar voi face vloguri absolut zilnice și nu vă veți sătura de mine, pentru că vor fi super, mega, tera interesante. Așa cum am promis în vlogul trecut, am să fac 50 de promovări. Acest vlog e numai și numai cu promovări, pentru că mulți m-au rugat, îmi faci mie o promovare, îmi faci mie o promovare, îmi faci mie o promovare. Păi să moară la risc acum să fac promovări la toți elefanții. Plus că unii dintre voi nu au niciun video pe canal, dar absolut nimic, deci au făcut doar un canal și vor promovare. La ce să vă fac promovare? Să vă trăiască familia voastră. Unii dintre voi nu aveți nici poză la profil, nu aveți niciun nume de scenă, în ghilimele, și voi vreți promovare. Profesore, fă-i și mie o promovare. Presupun că vă rugați de mai mulți vloggeri să vă facă promovări, nu numai de mine. Păi o promovare se face în momentul când ai ceva care să arăți că meriți promovare, nu? Nu așa fiecare își face promovare pe ce. Așa poți plăti YouTube-ul să-ți facă promovare de câți bani vrei. Se poate face promovări, dar totuși îți trebuie promovarea canalului sau, mai bine zis, promovarea unui video. Ce anume vrei? Deci, o să începem imediat cu numele celor 50 de câștigători, să zic așa, care au fost destul de interesanți și îmi cer scuze dacă nu am putut să vă promovez pe toți și n-am cum să vă promovez pe toți. Îmi sunteți dragi toți, îmi place foarte mult comentariile care mi le lăsați mai jos, felul cum vă certați în comentarii. Deci, pentru întrebarea de ce te-ai apucat de vlogging, vreau sincer să vă spun că m-am apucat din drag să am mai mulți prieteni și să fiu prieten cu toată țara. Din câte am observat din datele geografice de la detaliile noastre de pe canal, am observat că sunt vizionat, să zic așa, de 30% din Moldova, mai e 10% din America, parcă 25% din Londra. Sunt foarte multe țări care mă vizionează și zilnic din ce în ce mai mulți abonați. La 10.000 de abonați am să fac aceeași chestie care am făcut-o la 4.000 de abonați, parcă, când am spus numele primilor 1100 de abonați. Care mai de care, spunem și mie numele într-un vlog. Nu poți să faci ca la lăutari, dar și dacă ai face așa ceva, sunt unele nume care nu le pot spune. Sunt întortocheate de ți se crucișează limba în gură. Haideți să-i dăm drumul la porc de pe casă sau la pisică de pe masă sau să moară Larisa. Să dăm drumul la promovări și după am să vă spun o surpriză ce urmează în vlogurile următoare. Deci, promovare numărul 1, Cristian Găbițu cu 13 abonați, cu niște vloguri frumoase, spor la abonare. Îl avem pe Andrei D. cu 76 de abonați, joacă niște joculețe, e ceva ok. Următorul, Top Fotbal 11 cu 12 abonați, haideți să-l ajutăm să facă mai mulți abonați, uitați-vă la vlogurile lui. Îl avem pe VictorYTB cu 114 abonați, are niște promovări, niște video interesante. Următorul e SSG 47 g. Ce mi-a plăcut la acest canal, care are 0 abonați, niște melodii superbe. Următorul, Infinity Gamer cu 121 de abonați, să știți că are niște video destul de interesante. Îl avem pe I.A.I.AN., chiar îmi place cum băiatul acesta începe să facă și el, are doar 6 abonați, haideți să îl ajutăm să facă mai mulți. Următorul e M.O.R.I.S.E. 170 de abonați și îmi place, bravo, chiar îl salut și sper să se țină de treabă. Următorul e TheLizzer2016 cu 46 de abonați, chiar îmi place ce face, are niște vloguri foarte frumoase. Îl avem pe M.O.R.I.S.E. Mihail cu 26 de abonați, așa da, țineți-vă de vloguri să ajungeți vlogger mari, haideți să-l ajutăm. Îl avem pe Profesorul Smart TV, acesta cred că e un elefant al meu, are 19 abonați și face niște vloguri frumușeli. Îl avem pe Mădă22 cu 19 abonați, are și niște joculețe, o intenție de vloguri. Următorul este Hackerul Mafiot cu 65 de abonați, are niște vloguri destul de interesante și niște jocuri. Îl avem pe Cătălin Iulian cu 261 de abonați, niște joculețe frumoase, vă invit să-l urmăriți și să vă abonați. Profesorul Expert TV Vlogs 2 Silviu cu 11 abonați, chiar are destule joculețe interesante pentru cine adoră. The Fresh cu 253 de abonați, destule joculețe, vă invit să vă abonați. Următorul este Sebi Vlogs cu 16 abonați și a început și el să facă vloguri și joculețe. Îl avem pe Rupa Vlogs cu 6 abonați, care începe și el să facă vloguri, îl susținem în continuare. Tudor Airimitoae face și el niște vloguri cu vrăbiuțe, are doar 14 abonați. Următorul e tutoriale video, care are doar 2 abonați și e interesant că face și el niște tutoriale. Îl avem pe Andrew's Epic Channel cu 55 de abonați, cu niște vloguri destul de interesante. O avem pe Nicole Bogar cu 174 de abonați, să știți că începe și ea să facă niște vlogulețe, haideți să o ajutăm să facă mai mulți abonați. Simulator Gameplay cu 152 de abonați, da, acesta este un gamer care face destule vloguri frumoșele. Îl avem pe Infernal Games cu 1460 de abonați, cei care adoră vlogurile de asemenea tipuri să se aboneze. Îl avem pe Sebi Vlogs cu 23 de abonați, băiatul a început să facă vlogging și să-l susținem în continuare să ajungă mare. Theo Golutz cu 19 abonați, destul de frumoșele serii. Florin 20.022, cam ciudat nume, dar pentru cineva care adoră jocurile, la 20 de abonați care are, să facă mai mult. Ionuț și altele, 49 de abonați, destul de multicele joculețe. Îl avem pe Pro Laser, 2066 de abonați, are și el niște vlogulețe destul de interesante, verificați voi. Aromania Vlogs e un puștan care are doar 18 abonați, chiar interesant. Cosmin XX cu 61 de abonați, e un gamer, canal de gaming, destul de interesant. Următorul e Octav Gamer Pro cu 72 de abonați, tot așa, niște joculețe, tot canal de gamer, mulți înainte. Îl avem pe Art Cl4K cu 8 abonați și ele tot așa, un gamer în creștere. Lucas Raw Gaming, 107 abonați, tot așa, niște Minecraft, niște jocuri interesante, vă invit să vizionați. Royal Wilderness, avem cu 52 de abonați, după cum vedeți sunt abonată la el, are niște filmulețe destul de interesante. XD4RK Mini 3R, nu știu dacă am spus bine, dar are 538 de abonați. Următorul e Andrei ITB, are și el destule joculețe, tot așa vloguri de gaming, cu 3 abonați. Îl mai avem pe Babu Alex, care are 64 de abonați, gaming, puștanul, îmi place de el, să se apuce în continuare. Avem Moro Vlog and Gaming, 65 de abonați, acesta a început și el tot așa cu vlogurile, sper să se țină de treabă în continuare. Următorul e Cătălin Gaming, cu 110 abonați, niște Minecraft, după cum se vede, canal de gaming, sper să facă și vloguri în continuare. Următorul e Andrei Gaming, cu 38 de abonați, chiar dacă sunt mai mulți de Andrei Gaming, sunt separați. Tot așa, jocuri multe. Ionuț Tuber, 36 de abonați, are niște joculețe, mi se pare că a făcut și niște vlog. I Robertino, cu 70 de abonați, tot un gamer, vă invit să vă abonați. O mică reclamă la NoName, cu 12 abonați, destul de multe intro-uri, dacă aveți nevoie, apelați la el. Creeper Kid Play, cu 281 de abonați, tot așa, joculețe, vă invit. Mai avem pe Good God Rares, cu 28 de abonați, e și el la început de vlogging, sper să se țină, să ajungă mare. Următorul e Cristi MD, cu 718 abonați, sper să mă întreacă pe mine la abonați într-o zi, dar să muncească. Bilan Mihail, cu 47 de abonați, face și el niște promovări, niște joculețe frumoase, interesante. ZAR Gaming, cu 67 de abonați, M.O.R.I.S.E., tot așa gaming, să se uite. Alejandro Gaming Rock, cu 8 abonați, haideți să-l ajutăm și pe el să se mărească și e un canal de gaming. Cam atât cu vlogul de astăzi, elefanții mei, abonații mei, iubiții mei. Vedeți voi care mai de care spune, de ce le spui abonaților elefanți? Toată treaba cu elefanții se trage din vlogurile amintiri din copilărie. Dacă căutați voi în vlogurile recente, o să vedeți o serie de amintiri din copilărie, care de la anul va fi foarte mare și an de an va fi chestia asta. Am multe amintiri în cap care eu le trăiesc și voi le trăiți odată cu mine. Deci de acolo ați văzut turma mea de elefanți care ciordim. Vă invit să căutați în vlogurile trecute, să dați like-uri și comentarii dacă v-am făcut poftă de ce am ciordit. Vă pup mult de tot, mi-a fost dor de voi și o să ne vedem zi de zi pentru că o să avem ce filma zilnic. Pe peretele din spate, deocamdată, după cum observați, nu e absolut nimic, dar în fiecare vlog vom pune câte ceva alături de voi. Facem asta ca într-o echipă, ca într-o clasă unde eu sunt profesorul, voi sunteți elevii mei și nu în ultimul rând, ca niște prieteni adevărați, exact așa vă consider eu, niște prieteni adevărați, pentru că mă urmăriți și observați zi de zi toate nebuniile pe care le fac. Deci îmi pare bine că sunteți alături de mine și în fiecare episod vom pune câte o postare pe perete alături de voi, alături de mine, alături de acest canal, această comunitate superbă. Vă iubesc, vă ador și nu uitați sloganul nostru. Ești curios? Perfect! Urmărește Profesorul Xpert. Vă pup!